Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un Minecraft și aș putea spune că este un episod mai special și nu doar că apare pe 25, este și un episod cu zona noastră de Crăciun, care am început să o facem acum vreo 2-3 săptămâni, dar nu prea ne ținem de aia. În fine, aș vrea să vă spun sărbători fericite pe această cale și de asemenea, băieți, dacă vreți să-mi faceți și mie un cadou, să dați acolo un like-uleț, bam bam. Și hai să începem ușor, ușor. Deci, cam pe aici începe toată povestea noastră. În mare parte, cam aici, da, am făcut pe aici chesturile eu și, da, și încă un portal pe aici, mamă, deci m-am super pierdut, bă, băieți, m-am super fucking pierdut, ok. Acum, hai să ieșim afară, aici nu prea este cine știe ce e important, adică cel mai interesant cred că e focul ăsta, în fine. Ok, hai să deschidem și noi frumos ușa, încerc să iau așa frumos cu spatele ca să nu fac prea mare deranjul. Știți ce zic? Ok. Acum, aici avem niște chesturi, aici au fost plânate chesturile și cam așa arată căsuța de afară, gen unde ținem noi chesturile și așa, deci eu zic că e ok. Arată interesant. În caz că nu știți zona asta, eu am făcut-o cu Fabi și da. Bun. Deci copăcii ăștia care arată mirabolant, făcuți custom frumos de fapt de acolo, toate cele, hâți, John, ok. Acum, hai să începem. De la, cred că prima casă este chiar a lui, a început-o, dar în fine, prima casă a fost a lui. Și s-o prezentăm așa frumos, facem un room, nu știu cum se numește, în fine. Frumos, aici mare și mineu frumos cu, nu știu, trebuie să-l chem pe el să-și prezinte casa. În fine, și aici mare pat cu această laina și o lampă de peche, dacă nu putea spune. Și da, cam asta este căsuța lui. Bam, așa, bam. Acum avem o alee tot așa, mom, deci mirabolantă, nu te pui cu asemenea alee. Arată destul de interesant cu piatra asta, gen, este o piatră frumușică, da, spartă, vă băieți, în caz nu știți. Și, da, per total arată super calm. Și aici trebuia să iau eu astea, la le lăsăm acolo, na, în fine. Ok, și o parte super interesantă, deci fiți atenți, primul lucru pe care l-am făcut, hai să mergem mai așa. Oricum, cred că deja l-ați văzut, dar, pe, în fine. În caz că nu știți de unde am eu toate efectele astea, stați așa, bam. Le am de la aceste 4 beacon-uri care, da, dă mare efect și la toate avem efect 2, în caz că nu știți, bam, bam, bam. Și e super interesant, nu știu, cred că o să le... mi s-a dus vocea. Ok, cum ziceam, cred că o să le luăm după ce facem, după ce trece zona asta, cred că e bine. Fiindcă n-am mai ne trebuit și nouă, dar per total arată super ok. Și acum vreau să mă duc la... Deci n-am o ordine cronologică pe unde să mă duc și așa, ca să înțelegeți. Doar mergem și prezentăm cam tot ce am făcut aici. Bam, așa, stați așa, că o prezint după aceea. Deci avem aici un om de turtă dulce. Cred că toată lumea știe cum arată unul. Sau cel ar trebui să știm. Da, am stat o leacă la el, adică arată... Să nu credeți că e ușor, adică trebuie să-i faci mare căpaină după, și oricum, dacă vă duceți lângă el, este super înalt, adică cred că are vreo 14 blocuri, cel puțin. Oh my god, stați, ok. Uite, cam, da, e destul de înalt, adică dăm un cap în el, bam, bam, și da, cam așa arată dacă stai sub el, deci e super înalt, bă. Bă, că se face și noaptea asta nu prea, ok? Ups. Bun, deci aici avem mare trăsură al Moș Crăciun, deci a venit și pe la noi ne-a vizitat, da, interesantă și chestia asta, dar lucrul pe care nu l-am apucat noi să-l mai facem este Moș Crăciun, chiar și un pixel alt din ăsta, era ok, dar n-am mai avut timp și frumos aici cu cadouri în spate, cam sărac, da, cu cadouri, deci ok, bun, hai să ne culcăm și noi, ups, ok. Bam, așa, hai mergem repede și ne culcăm. N-am mai jucat Minecraft în ultima vreme, am jucat doar așa, am mai făcut niște episoade, dar în rest, per total, chiar zic că e ok, dar trebuie să ne jucăm și noi mai mult Minecraft, bam, bam. Ok. Bam, aici așa. Hai, Neric, mamă, uite ce mișto arată mărginile astea, nu te pui, mă, cu Fabian, mă, nu te pui, ok. Haideți frumos aici afară. Nu mai avem un care lor, stați-și, bam, 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 nice. Ok, acum ce mai avem noi pe aici? Bun, avem o casă,
Asta este făcută de mine și zic că arată destul de interesant. M-am uitat la un tutorial și am văzut că a ieșit, e ieșit super șmecher, aș putea spune, lui băiatul ăla. Dar n-am apucat să o mobilez, deci să n-aveți mari pretenții în interior. Adică, pe afară, uite, cam așa arată. Zic că arată frumos și cu șemineu acolo. Șemineu este un firecam și ok, cred că v-am stricat copilăria când ați văzut asta, da, în fine. Da, cam așa arată pe mărgini. E destul de ok, nu știu, mie chiar îmi place cum a ieșit, frumos cu geamul în spate acolo. Puteam să mai pun, să pun mai multe geamuri și toate cele, dar, na, e chiar ok, e chiar ok. Bun, acum hai să intrăm și în interior. Da, cam așa arată în interior, cum v-am zis, n-am avut timp să mobilez și toate cele. Oricum, nu era cine știe ce greu, adică să pun niște furnale, niște, știți, na, nu era cine știe ce greu, dar, pana mea. Ok, urâtule, bam! Hai că ură, dacă e, ok. Bun, acum avem Ditamai, omul de zăpadă. Deci fiți atenți, la sfârșitul clipului să-mi spuneți ce v-a plăcut cel mai mult din toată baza asta. Adică de la nebunul ăsta cu morcovul, că na, ia uita la căț, ok, până la, nu știu, cea mai mică chestie, cel mai mic copac, să-mi spuneți, nu știu, chiar e interesant. Ok, uite, cam așa arată, a dat și zăpada alea că pe el, că n-a a mai nins și toate cele. Dar, na, arată destul de ok și am stat alea că la el și dacă vă gândiți că l-am făcut și pe interior, nu, în interior e gol, trist, trist, da, adevărat, ok. Acum, am mai făcut eu pe aici niște acadele, aș putea spune, arată ceva de genul, dar mai mult astea sunt pe post de alumina și toate cele v-aș arăta și cum arăta noaptea, dar, o lăsăm așa, o lăsăm așa, bun. Și acum, în caz că nu știți, noi avem un sat lângă și satul de lângă, da, e un sat frumos ca oricare de zăpadă, foarte interesant, dar eu ce m-am gândit? Fiți atenți, pe aici era pur și simplu fără apă, fără nimica și na, am zis să condimentez alea că lucrurile și să fac un mini râu, ceva de genul, nu știu la ce m-am gândit atunci, dar a fost ok, 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 oricum asta și la asta puteam spune gheață, dar o lăsăm așa. Și am făcut acest pod ca să trecem, adică arată destul de interesant, părerea mea. Adică uitați și voi, bam, 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 frumușel cu, uitam cum se numeau astea, în fine, felinare. Și da, pe total arată ok, bun. Aici avem un sătean, un sat și da, aici nu e nimic deosebit, cred că toată lumea știe satele din Minecraft, de, și acolo un iglu, ok. Cum ziceam, toată lumea cred că știe satele din Minecraft, cam cum ar arăta în, mamă ce m-am bâlbuit acolo. Ok, acum, ce vreau eu să vă mai arăt? Deci, mai avem o căsuță. Asta am făcut-o eu pe sfârșit. Nu m-am luat de nicăieri. Știu că arată groaznic din față. Știu chestia asta. Dar, nu știu, am zis să o mai fac decât alea cu afară. Să nu, să mai scot alea că din ea. Dar, na, cam asta am putut să scot. Hai să, de fapt, hai să intre aer frumos. Pe aici mai mi-am lăsat eu unele chestii. Și pe asta, surprinzător, am mobilat-o cât de cât. Am pus aici niște felinare pe masă, că frumos, vii tu, iei masă de Crăciun, hâs, Johnule, nu te văd de felinare. Ok, ok, bun, pe aici mai avem un bătoiaș și un de ăsta care am uitat puțin mai, în fine. Pe aici am mai pus o, am vrut să diversifice, ok, am vrut să fac un covoraj, dar în același timp să se vadă și podeaua, știți ce zic, nu știu cum să explic, dar în fine, acum. Urcă în sus, frumos, mare pătuț, aici în spate, ben frumușel. Intrăm pe aici, am aici o măsuță, nu știu ce am făcut măsuța aici și știu că sunt corp acolo, dar fără griji, nu intră viscolul. Ok, acum, intrăm aici, o mică cameruță care, bă, nu știu, e interesantă, nu prea am gândit aici cum am făcut-o și toate cele, dar eu zic că arată destul de ok, părerea mea, nu știu. Ups, am dat artificii înăuntru, ok. Ok, bun, și nu știu ce v-am, deci cam asta am făcut în mare parte, n-am avut foarte mult timp la dispoziție, deci ne-am apucat pe aia de a, relativ târziu. Putem să facem mai multe chestii, dar pe total zic arată super ca lumea, deci, you know. Acum să vedem la anul ce mai facem, bă băieți. Ok, căsuța asta mirabolantă. Acum facem un mic tur și după o să dăm puțin și pe zăpadă, cam cum s-ar vedea și zăpada cu tot și așa. Da, arată interesant, arată fucking interesant, bun. Pe aici alte nebuneli, frumușel. Și intră și Cristi, bro. Sal. Nice. Eu filmez clipul ăsta înainte, în caz că mă întrebați. În fine, ca să l-am pregătit și toate cele, trebuie să-l bag și
Ok, gluma noastră cu misaluțe, ok. Da, cam așa arată și satul. Vreau să vă mai arăt împrejurimile, în caz că nu știți. Da, pe aici nu prea este. E un fel de ocean. Nu știu să explic acolo o mică grupiță. Ai, bă, nu, care-i faza cu ea? Dar, per tot, aș zic că arată super fucking interesantă toată această zonă. Plus, nu știu dacă ați observat, dar avem aceste culori de la beaconuri asortate pentru Crăciun și da, sper v-a plăcut. Aici o nebuneală. Ok, da, și da, cam asta e toată zona, adică stați așa, vreau să aterizez, v-am uitat și pac. Da, cam e interesant, părerea mea, e interesant. Acum vreau să fac o manevră și să dau puțin rain. Slash, stați așa, weather, rain, bam. Că vreau să văd, deci atmosfera aia când ninge, bă, băieți, știți ce zic? Ok, puțin cam viscol aș putea spune, dar e totul, e chiar ok. Uite, aici nu pot să urc, fiindcă e mare manevru cu sus asta. Dar eu zic că arată interesant. Ok, acum vreau să mă pun și eu aici, bam, și să văd cum ar arăta toată nebuneala. Shetley, ok, nu arată interesant. Ok, și dacă fac așa vă dau și mare salut. Ok, da, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Am vrut să fac ceva mai special în Minecraft pentru Crăciun și așa. Deci sper că v-a plăcut. Noi ne vedem pe data viitoare. De asemenea, băieți, să nu uitați de acel butonaj de like. Și na, pe curând.